splendidă de iarnă care să vrea a fi părtașă și ea la cea de-a 42-a ediție a manifestării cultural-artistice a Festivalului Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă, care se numește Steaua Sus Răsare. Deci 42 de ani de existență a acestei activități desfășurată aici, la Piatra Neamț, pentru dumneavoastră nemțenii, iubitori de artă populară, iubitori de tradiții și nu numai. Dați-mi voie să nu lungesc prea mult vorba și să invit alături de mine pe doamna Dana Maxim, director al Centrului pentru Cultură și Artă Carmen Seculare din Neamț, și să o rugăm să vă adreseze câteva cuvinte. Centrul pentru Cultură și Artă Carmen Seculare fiind unul din organizatorii acestei manifestări. Sărut mâna, stimată doamnă, bun venit! Bună ziua, suntem principalii organizatori ai festivalului de datini și obiceiuri și pietrenii dumneavoastră, cei care cu siguranță în fiecare an veniți și asistați la paradă și la spectacolele care urmează această paradă. Știți foarte bine că aici, în fața teatrului sau la turnul lui Ștefan sau în fața hotelului Ceahlău, tradiția nu moare. Iată că într-o atmosferă hibernală, într-o atmosferă de basm, ne reîntâlnim ca de fiecare dată la sfârșit de an. Eu vreau să vă mulțumesc și mă bucur foarte mult că ați venit în număr atât de mare și văd printre dumneavoastră foarte mulți tineri, foarte mulți copii. Asta înseamnă că părinții, că bunicii își aduc nepoții, își aduc copiii aici și asta înseamnă continuitate, asta înseamnă păstrarea și conservarea unor tradiții pe care noi, cei mai mari, le-am văzut și am fost alături de ele când am crescut în curtea bunicilor. Sunt copii mulți crescuți la oraș, care nu știu ce aia, o capră, un joc al ursului, vor vedea aici și sper că și vremea o să țină cu noi, pentru că în atmosfera asta n-aveți voie să plecați acasă, trebuie să rămâneți până la final. Vreau încă o dată să vă mulțumesc dumneavoastră, alaiurilor venite din multe județe ale țării, județe unde există centre culturale foarte puternice și serioase. Este vorba despre Maramureș, Botoșani, Suceava, Iași. O să vedeți pe rând de ce sunt în stare. Alors